Își pune pentru pensionari sau pentru românii care au dificultăți în a se deplasa. Facturile vor putea fi plătite cu cardul direct la poștaș. Colega mea, Cristina Anton, este alături de un administrator de bloc. Ne spune mai multe. Cristina, bun găsit! Bun găsit! Și în acest caz românii au păreri împărțite. Domnule Berceanu, bună ziua! Cum va decurge această plata facturilor direct la poștaș? Va funcționa oare? Salut, mă, teoretic e bine, mai ales în cazul persoanelor în vârstă care se deplasează mai greu. Faptul că poștașul, când vine să le aducă pensia și factura, au și posibilitatea să o plătească, e un lucru bun. Acum, depinde cum se vor descurca în mediul rural, că în mediul urban este ok, se va proceda foarte ușor la plată și vor scăpa de drumurile inutile la bancomate sau în alte locuri unde se pot plăti facturile. Oare tot facturi mari în continuare vom avea? Facturile mari sunt în continuare, deși se tot bate monedă pe plafonare. Eu pot să vă spun din practică. Deci acum 2-3 ani o factură de gaz la o scară de bloc de 19 apartamente era în valoare de 150-200 de lei pe timp de iarnă, deci în ianuarie, și acum aceeași factură la același bloc, cu aceleași apartamente, același număr de apartamente, factura este de 5-600 de lei, chiar și 700. Deci partea cu plafonarea lasă de dorit, nu cred că este adevărat și posibil să fi mărit de 3 ori și să fi plafonat, ca să nu fi mărit de 4 ori, dar prețurile sunt exagerat de mari.